Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Caraș Severin. Mai spuneți-mi o dată, ce distanță este între... 6 metri. Așa. Toate organele. Și revin. De la casă, de la dumneavoastră până aici, ce distanță aveți? Nu știu. Ați construit pe atât să știți ce distanță aveți. Da, ați publicat așa, că ocupăm ilegal console sau rigole și trotuar. Care trotuar? Unde vedeți trotuar? Păi rigolele ar fi trebuit care să fie... Care rigole? Păi haideți să le vedem. Hai să le vedem. Uite, aici ce înseamnă reclamanta, ea nici nu spune stați un pic, adică să înțeleg că și domnii, care sunt vecinii dumneavoastră... Da? Noi ne spunem șanturile noastre. Ar fi trebuit să facă drumul până aici, că și dumneavoastră... Exact așa, nu ne oprește nimeni. Cum? Există legea administrației publice locale care nu vă dă dreptul să construiți pe domeniul public. Dumneata, te-ai uitat ce eu am avut aprobarea autorității publice locale. Nu, ați avut, eu deosebire, am citit și ne-am uitat și am consultat un jurist de la Consiliul Județean care spune în felul următor. Orice primărie nu interzice nimănui să construiască, dar să construiască conform legii. Așa. Adică primarul, în acel răspuns care vi l-a dat, v-a zis că nu e împotriva dumneavoastră să construiți. Corect. Nu e împotriva, dar aia înseamnă că dumneavoastră trebuia să mergeți să vă luați autorizațiile de rigoare, de construcție, de la primărie. Aveți vreo autorizație de construcție de la primărie pentru domeniul care este aici? Dacă primarul i-a dat voie să construiască, de ce nu l-a lăsat să construiască? Acum a de construit? Nu, numai puțin. Ai citit dumneatale sentința unde zice așa, legea nu prevede aviz și autorizație de construcție pentru așa ceva. Poftim? Poftim, da. Nu mai, vreau să mai spun că n-am înțeles întrebarea. Citește, te rog. Acum, nu știu, vă războiți cu mine, am venit să facem un reportaj la fața locului. Cine sunteți și în ce calitate îmi luați interviu? V-am și spus cine sunt. Mică, doamnă, în fața mea ești mică. Am înțeles, eu sunt un simplu reporter care stau pe domeniul public și am voie să vorbesc cu dumneavoastră și cu vecinii care s-au strâns aici la fața locului să vedem despre ce este vorba. Eu după 30 de ani de studii și de lucrat cu mii de oameni, eu am învățat așa, scrisul e sfânt și vorba e vânt. Eu la dumneavoastră m-am prezentat cu înscrisul și în rest n-are rost să ne... M-a spus punctul meu de vedere. Da. Pentru mine și gardul meu, o instanță definitivă și irevocabilă și-o dat acceptul. Și nu mai poate nimeni să o conteste. Și cu asta am terminat orice discuție. Asta este punctul noastră de vedere. Da. Referitor la petiția adresată instituției noastre și înregistrată cu numărul 191 pe 15003 per 1008 per 2017, prin care solicitați ajutorul în vederea redării domeniului public, a trotuarului și a rigolei stradale ocupate abuziv de către Amos Bogdan, prin construirea neautorizată a unui gard cu stâlp de țeavă metalică cu plasă sudată în fața casei ce o deține, vă informăm că se vor lua măsurile prevăzute de legea 350 pe 2901 asupra administratorului unității administrativ-teritoriale privind amenajarea teritoriului și urbanismului, articolul 03 aliniatul 2, litera E, cu impunerea demolării și aducerea terenului la starea inițială. Semnează președinte Consiliul Județean, arhitect șef Victor Borislav Naidan. Asta când ați primit-o? Răspunsul acesta. Răspunsul numărul C2 191 per 15003 per 0409 2017. Astea sunteți vecinii de vis-a-vis de domnul. Da. Ați avut vreodată probleme cu dumnealui? Da, de când am venit aici tot într-un am avut probleme cu dânsii. Da, de ce? Eu nu vorbesc cu dânsii. De ce? Ce fel de probleme? Toate problemele din lume, ce să vă mai spun. Nu mai vreau să mai am treabă. De când, ce înseamnă de când ați venit aici? Câți ani de zile? Vreo 30 de ani de când. De 30 de ani de zile. Da. Numai probleme am avut. Prima dată zicea că din cauza copiilor, că au fost copii mici, după aia copiii au crescut deja mari, au dus fiecare la casa lor. După aia au început cu mine și eu nu mai am treabă cu oamenii ăștia, nu vreau să am nicio problemă, nu mai vreau. Am fost pe la poliție cu ei și nu mai vreau. M-am cumpărat proprietate, le-am spus închideți geamul. Nu vreți? Îl închid eu iară și te vezi, de-abia e începutul. De-abia e începutul. Care? Veniți să-mi arătați și mie că nu știu despre ce e vorba. Poftim? Nu știu despre ce vorbiți. Care? Deci asta e proprietatea mea. Așa. Mă înțelegeți? Deci... I-am rugat de 10 ani, închideți-vă geamul, că nu vreau. M-or filmat de aici și or trimis tot felul de lucruri. Deci aici, iară, din casa asta până aici, aveați cumpărat plațul sigur, dumneavoastră. Tot. Așa. Acum. Eu l-am lucrat de vreo 10 ani. Și ce se construiește partea asta de fierotanile astea de aici, de la dumneavoastră, sau vreți să îngrădiți și partea asta? Tot îngrădesc.
Am înțeles. Numai puțin. Cu... Și ziceți de pancarta de acolo. Exact așa. Acolo va, fi, va veni totul tablă. Să nu mai mă vadă ei ce fac eu în proprietatea mea. Am înțeles. Mă înțelegeți? Deci faceți un gard de tablă în fața Sigur. Geamului la exact doamna acolo. Exact așa. Să nu mai vadă. Revin. Vin tot felul de controle. Eu recunosc că sunt pensionar de invaliditate, de boală. Dar acolo e o comisie care decide comisia. Nici eu, nici ei, nici dumneavoastră. Și medicul curant mi-a spus așa. Orice reclamații aveți, vă puteți duce în America. Comisia vă da pensie, vă da grad de invaliditate, n-aveți treabă cu nimeni. Doamna, vă rog frumos, auziți ce spune acum, că o să am numai probleme de acum dinainte. De ce am spus eu? Mari, băi, de ce vă rog foarte frumos să luați măsuri acum? Alo, vorbesc cu mine. Bă, da, auziți ce spune? Mari, dragul, de mâine încolo o să am numai probleme cu ei, nu? Ce ce ați venit, doamnă, vă rog frumos? Deci primarul care a pus ștampila și l-a lăsat să facă gardul, păi ăla trebuie să răspundă. Normal. Sau secretarul, bun. Sau vicele. Cine l-a lăsat? Bun, de voie să spun. De ce n-ai să-i fie atent? Rușine, doamne, mă? N-ai fost atent, așa am spus. Am decizie definitivă. Ești, eu am patru copii acasă, mă pot să mă văd că eu să-l las copiii pe drumul? Sau el? Pentru ce? Asta fac toată ziua, deci noi ne ascundem acasă. Să vină autoritățile care l-au lăsat, nu eu. Dar au venit autoritățile. Au venit comandantul poliției, au venit prefectul, au venit. N-are nimeni ce să mai facă. I-ai băgat pe toți în buzunar. Că ești cel mai mare, nu, cel mai tare, eu, pile instanța, și relații, așa ai spus. Instanța! Așa, nu, instanța trebuie să poate dovedi ce țară trăim. Asta e țara în care... Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Caraș Severin.